Bună seara și bine v-am găsit! Dacă n-ar fi iubirea, m-aș teme de viață, scria Grigore Vieru și câte dreptate avea. Poetul care a scris atât de frumos despre sentimentul suprem ar fi împlinit astăzi 87 de ani. E firesc să ne amintim asta an de an și să îi recitim creația, mai ales că pe 14 februarie iubirea plutește în aer. Așadar, începem săptămâna cu multă dragoste. De ziua îndrăgostiților discutăm cu un cuplu sudat în timp. Tineri, talentați și frumoși. Aleona Triboi și Ghenadie Gâlcă. Bună seara! Bună seara! Bună seara, dragii mei! Bună, bună seara. Seara! Bine te-am găsit! Salut! Seara. Salut! Bună seara! Vă rog să luați loc! Mulțumim! Așa. De această dată va fi o discuție mult mai pașnică? Mai liniștită la sigur! Te-ai uitat, Ghenadie, la interviul pe care l-am făcut cu fetele? Înțelegi, de fiecare dată când urmăresc vreun interviu cu bombele noastre, de fiecare dată am emoții. Deci trebuie să mă înarmez cu niște pastile calmante. Așa. În speranța că totul va fi bine. Sigur că m-am uitat. Ți-a plăcut? Evident, nu există alt răspuns. Să știi că noi am râs tare mult. Nu știu, Aleona cred că a slăbit vreo 3 kg în seara aia. Da. Dar noi ne-am distrat de minune. Așadar, le salutăm pe fete, dacă stau acasă și ne urmăresc. Ne urmăresc, da? Nora, fii cu minte! Da. Nora, nu urca pe masă! Joacă de pe masă! Nora, nu trânti ușa! Da. Ruxi, bravo! Ne întâlnim de 14 februarie. Și după cum ziceam, voi sunteți un cuplu cu ceva anișori în spate deja. Cât sunt? Anul ăsta facem 10. De căsnicie. De căsnicie, da. Da, da. Da. Suntem împreună de vreo 17. Păi nu știu, nu avem idee. Împreună de vreo 17, da? Nu, de vreo... A, voi aveți variante diferite despre ce s-au de vreo 15, de vreo 15. Vezi? De vreo 15, cum arată eu. Da. A, da? De obicei femeile sunt cele care țin carnețelul. Sunt varză în cifre, așa că... Crede-mă, eu calculez ziua din momentul în care s-a pornit perioada neagră a vieții mele. Și a devenit cel mai nefericit om de pe pământ. Da. Sărbătoriți? Marcați 14 februarie sau... Nu. Da, așa, noi sărbătorim în fiecare zi, dacă ne întrebi pe noi, în fiecare seară când ne reunim, este mare sărbătoare în casa noastră, pentru că suntem sănătoși, suntem împreună și așa, cumva 14 februarie este un motiv în plus să scape Ghenadie de niște cheltuieli, de un buchet de flori. Nu, am zis că nu mergem pe buchetele de flori, că se ofilesc în două zile, am zis că mergem pe o ciocolată. E foarte exotică și da? Un mesaj subtil și nu deschide toate cărțile chiar. Da. Ce știe, cu aluzie. În fine, nu. Să nu mă mănânci sau ce? Nu știu cum să zic. E o temă foarte delicată pentru tine. O ciocolată cu tentă erotică. Da. Tot felul de sugestii. După aia vă povestim cine o să fie cu interesat. Îmi trimitem și poze în privat. După aia și poate vă zic, dar poate nu. Dar apropo, da. Pentru că avem o prietenă foarte bună care produce ciocolată artizanală, ți-am adus și ție o inimioară. Să fii fericită și iubită tot anul. Da. Mulțumesc! Și apropo, tot e din aceeași rețea, așa că am zis că mergem, ne inspirăm și... Mulțumesc frumos! Da. Este o ciocolată foarte... inimioarele noastre. Da. E calitativă, da. Hai să mergem 15-17 ani în urmă. Da. Uh-huh. Unde s-au văzut cei patru ochi prima dată? Păi, bun, noi ne-am văzut ceva de mai de mult, chiar peste 20 de ani. N-a fost dragoste la prima vedere? Nu, pentru că noi suntem colegi de facultate, doar că eu eram așa mai serios, mai matur atunci. Uh-huh. Aleona era o puștoaică, o copilă venită de pe băncile colegiului. O tinerică, și o frumoasă și o... Dar ce diferență de vârstă între voi? Doi ani. Așa? Și, bun, adică ne-am tatonat mai mult timp, câțiva ani buni. Ne-am văzut la facultate, după aia ne-am văzut la teatru, după aia iar ne-am văzut la facultate și după aceea chiar am fost angajați în același teatru ambii. Și atunci, prima scânteie unde? Cum? În turneu. La Sinaia, Bușteni, am avut un turneu cu câte mai multe spectacole legate în mai multe, mă rog, o săptămână și ne-am salutat prima oară sub cruce, dacă ți este curios. Cu binecuvântarea Domnului. Da, exact, la poalele unui munte. Amin cu ăștia. Tot atunci au avut loc niște chestii foarte stranii pentru noi, pentru că tocmai vorbeam pe la 12 noapte despre prinți pe cai albi și în centrul parcului a dat frâul liber un cal alb care a trecut prin fața noastră și noi exact la fraza cu prinți pe cal alb. Și n-am înțeles
simbolismul. Și prințul era lângă tine. Să fie întâmplare sau nu, da, exact. Să știi cât m-a costat calul ăla să-l aduc la ora 12 noapte în centrul Bucegiului. Și se pară totul o coincidență. Da, exact. Când a venit vorba să apară. Eu să aduc vorba încă despre cal alb, că ea vorbea despre artă. Da, exact. Deci vă cunoșteați de mult timp și nu neapărat v-ați dat seama că s-ar putea să fie ceva? Eram colegi mai întâi și după aia am devenit prieteni și din prieteni deja a crescut o dragoste mare, frumoasă, asumată și puternică și până la adânci bătrânețe și după aia. Că i-am zis, și îl urmez și în iață. Are planuri serioase. Da, ați mâncat din aceeași farfurie. Știi că se zice că pe lumea aia altă... L-am călcat eu pe picior în biserică, așa mi-a zis o mătușă. A, zice, da? Vezi da. Că trebuie să-l calci puțin pe picior ca să fii tu... Aia cea... care da, ține, da, da, ține da, frâie. Și uite, am cam șchiopătat la vreo lună după aia. A fost dar ți-a trecut. Pe bune, deci a călcat așa ca să simt, știi, să, a, da? Să fie conștientă că... Nu știu care e glumă și care e realitatea, dar mă rog. Dar trebuie să fie neapărat... Știi că există oameni care se îndrăgostesc așa, fulgerător, s-au văzut, s-au plăcut și formează cuplul. O fi. Știi, da. Chestia asta se întâmplă pe la 15, 16, 17 ani. Noi deja eram așa puțin mai copți. Pensionari, și plus practic. La, da, exact, da. Și plus la asta ne-a luat un timp să ne adulmecăm, să ne înțelegem mirosim, ce fel de persoane suntem ambii suficient de pragmatici. Plus la asta să lucrezi în domeniul artei deja înseamnă o mare capacitate de optimism, de altruism, de nu știu, de permanent artiștilor li se atribuie privitul prin ochelarii roz. Știi, da, noi da. În momentul când am început relația am înțeles că ochelarii roz trebuie să-i scoatem și să ne privim în esență fiecare de noi ce reprezintă ca ființă. Și în același timp când sunt doi artiști, când este unul și deja trebuie să-l înțelegi pe celălalt foarte bine, pentru că e o viață altfel, nu e o viață de o muncă de contabil. Absolut. De la 8 la 5 ai venit și s-a terminat. Și în sensul ăsta chiar avem mare noroc, pentru că nu trebuie să explici foarte mult omului că în secunda dată tu ești foarte ocupat și ești concentrat la altceva și ai nevoie și, de timpul tău acum și aici. Și e minunat că te înțelegi cu omul din priviri, nu trebuie să desenezi scheme, să explici, să colorezi ca să înțeleagă că ai anumite urgențe în clipa aia. După aceea, rezolvi și celelalte probleme. Încercăm să le managerem pe toate pe cât e posibil. Da, știți cum se zice că dragostea este o boală, o afecțiune neurologică pe un termen foarte scurt. După aia, de fapt, e altceva. E altceva? La noi, parcă, nu știu, adică... Cum... Pentru moment e cronică. Așa? Da. Trăim cu ea? Da. Incurabilă. Ideea e că nici nu căutăm medicul să rezolvăm problema. Ne place mergem să noi problema pe segmentul ăsta deja. Bolnavi amândoi. Exact. Da. Nu, între noi cel puțin nu purtăm mască. Noi când am început relația noastră, deja ne-am asumat oarecum seriozitate și longevitate. Sperăm să fie așa cum ne-am propus din start, pentru că ne-am zis că oricum suntem suficient de copți și dacă facem pasul ăsta și l-am făcut atât de greu, pentru că m-am lăsat cerută de 3 ori, asta știi deja, am zis că o facem odată și pentru totdeauna. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă, că e viața și poate să existe orice situație, dar totuși suntem deocamdată, până acum, am demonstrat unul altuia că suntem suficient de maturi și de copți și de integri ca să respectăm sentimentele celuilalt, să avem grijă de sufletul lui, să ne odihnim frumos în sufletul celuilalt și să avem grijă de ceea ce construim împreună. Ce drăguț! Doamne! Doamne, deci în capul meu ce s-a produs acum în aerie, deci tu vorbeai cu atâta seriozitate și eu voiam să zic Numai să nu ridici mâna la el și te-am făcut. Păi dacă ai văzut că imediat a venit sarcasmul. Cum se poate? Da. Cum să trăiești? Dar cum? Păi da, păi doar așa. Așa e interesant. Da. Și ca să facem și discuția noastră un pic mai amuzantă, hai că v-am pregătit niște jocuri pentru azi. Super, mie-mi plac. Stai un pic, stai. Am văzut mașele și am văzut că... Ea era gata de scris. Ce mă țineți atâta la vorbăra aia? Eu am treabă. Deci, 5 chestii. Le scrieți, nu vă uitați despre celălalt, da? Așa. 5 chestii gen ce? 5 cuvinte vor fi. Eu, adică nu sunt cuvinte, mă rog, sunt expresii. Da? Caracterizări. Cum nu, stai, stai, oprește-te. Calm. Gata? Da. Hai. Mâncarea preferată a celuilalt. Simplu ca bună ziua. Așa. Mășcat că după aia să se... Da. Ok. Da, explic. Da, bun. Da.
Gata? Da. Da. Locul primului sărut. Ei, dar mi-ați spus deja. Sub crucea, da. Sub crucea care? Data cererii în căsătorie. Gennadie, tu ești salvare aici. Cifrele. Care din ele, da? Eu știu, eu știu. Ai oficială zi. Știu. Hai, scrie. Nu știu. Știi, ai oficială. Asta se consideră data. Da. Oficială. Nu știu. Știi. Scrie nu știu. Nu, eu scriu altceva. Scrie ce? Altceva, da, altceva nu merge. Gata? Da. Artistul preferat? Al celuilalt, da. Oricine ar fi el, nu neapărat cântăreț. Da, știu, da. Pe cineva cine admiră, nu știu, idolul. Încearcă să nu știi. A, cred că știu, dar nu știu cum îl cheamă. O să zic acuși. Da. Și? Gata, știu. Mai ai nevoie de timp? Nu, eu am scris, eu mă gândesc. Culoarea preferată, simplu ca bună ziua. Gata, hai, să zicem. Așa. Da. Gata? Stai, cum se zice... Culorile astea, nu? Că la bărbați e mai complicat. E cu culorile, da? Da, hai că eu am să... Da. Scrie. Am uitat cum se pronunță. Culoare? Da. Știi, pentru mine roșu, verde, negru, albastru sunt clare. Bărbat, dar că asta e o culoare... Bărbat, ce? Hai că e ok. Ai uitat cum se pronunță, dar cum se scrie, tot ai uitat? Nu, știu cum, dacă ai cum un pronunță. Bun, hai acum, să le luăm pe rând. Deci, Gennadie, spune-mi care este mâncarea ta preferată. Clătitele. A mea? A ta. Da. A mea îmi place foarte mult și ea știe de chestia asta, borșul roșu. Borș. Deci, locul primului sărut? Tot eu să spun. Nu, da, deja comparăm răspunsul. Okay. Deci hai mergem pe răspuns. Hai rămânem. Deci, ale tale sunt clătitele? Clătite, da. Clătite. Și asta. Clătite, scris. Și aici, locul primului sărut. Hai, întoarce. Bușteni. Bușteni, că e Bucegi, e muntele Bucegi, e crucea aia, deci pentru moment suntem în plan. Ok, da. Bun. Data cererii în căsătorie? 6 ianuarie, cea oficială. A venit la mama cu flori, cu tort, cu tot. Eu am scris 23 mai, momentul în care ne-am sărutat prima dată. Când ce? Când ne-am sărutat prima dată. Da, dar nu mai cerut prima dată și ai cerut-o? Nu. Atunci am sărutat-o prima dată, peste câțiva ani, pe data de 6 ianuarie, am cerut-o de cum. Ai cerut-o că îi plăceau clătitele și... Da. Prima oară m-a cerut peste o lună după acel... Îți spun, deci atât m-a chinuit cu chestia asta, în câteva rânduri am cerut-o, că tocmai mi-au... Mi-am vrut să fii sigur, știi? Să nu zică că, ai, da, te-am cerut, dar m-am răzgândit, că m-am... Deci gata, am înțeles că nu vă înțelegeți la asta, nu mă mai convingeți. Artistul preferat. Hai. O să zic, este un actor britanic care îl joacă pe Sherlock Holmes sau, da? Păi și ăsta îmi place, da. Da, cum îl cheamă? Nu. Dar totuși care e preferatul? Al tău. Nu știu numele, în fine, îmi scapă. Da, e un artist extraordinar, actor foarte bun. Am uitat cum îl cheamă, în fine, Benedict Cumberbatch. Iată, eu știu. Benedict Cumberbatch. Da, deci eu am o problemă cu numele întotdeauna. Exact cum eu cu culorile. A ei este Sting. Yes. Ah, dar trebuia tu să pronunți. Dar vezi că asta lasă. Da, am făcut-o un cerc. Și culoarea preferată, cele trei punctișoare? Cele trei punctișoare sunt marea care e... Bleu marin, mama... mama mării. Și la el e verde sau negru? Dar tu ai scris bleu marin sau ce? Măi, am scris culoarea ta preferată, iubirea mea. Scuze, uite așa e și așa și căsnicie, așa e mereu, nu? Exact așa. Da. Și tu ai fericit și ne înțelegi. Asta e foarte important. Nu a reușit, probabil. Nu, eu cred că n-am înțeles nimic, dar nu era asta intenția noastră, să înțelegem mare lucru. Așa că mergem mai departe. Da. În continuare. Da. Așa. Va trebui să arătați cu degetul unul spre celălalt, iar jocul ăsta se numește Cine e mai. Deci, cine e mai supărăcios? Arată. Arată cu curajul ăla. Nu, că e supărăcioasă. După aia se supără, că ai zis că e supărăcioasă. Cine e mai somnoros? Cine e mai mâncăcios? Uite la cine e mai frumos? N-am dreptul. Că e și mai supărăcioasă. Cine e mai pupăcios? Cred că... Ruxanda. Da. Acum Norica pe ambii, da? Deja Norica. Deci nu vă pupați des. Ba da. Bine. Cine e mai romantic?
Cine e mai gelos? Nu există. Nu. Există așa ceva. Cine cheltuie mai mulți bani? Eu sunt așa mai... Cine spune mai des te iubesc? Cred că eu. Și bărbatul romantic care... Trebuie să... El de la somn îi se trage, doarme bine și... Da. Îmi spune că te iubesc și ea doarme. Mai ales când îmi face mâncare. Chiar îi spun. Asta se întâmplă foarte rar. Las că ți-arăt de acum înainte ce înseamnă rar. Da, dar lasă că este soacră. Da, da, Lăluța ne salvează, pe care așa că am atribut. Iar în continuare, dacă vi s-a părut că asta a fost dificil, n-a fost nimic dificil, pentru că vrem să vedem cât de bine vă cunoașteți. Așa. Și o să trebuiască să intrați unul în pielea celuilalt. Așa. Știi vreo bucată de text din rolul, vreunul din rolurile lui Ghenadie? O, Doamne, nu ți imaginezi? Atunci va trebui să inventezi. Să inventezi, dar să te porți exact cum se poartă Ghenadie. Aha, înțeles, ok. A, și respectiv eu să cânt ceva? Nu, tu o să cânti, da, tu după aia cânti. Da, ce frumos! Nu, tu nu o să cânti cu vocea, noi vom da piesa Alionei, o bucățică, dar tu va trebui să, să o mimezi. Porți exact ca ea. Doamne ferește. Hai, Aliona, ai nevoie de timp, că îl punem pe Ghenuț întâi. Da, la, lasă eu chiar sunt, acum, hai, da. Ce să zic? Te rog frumos, a, pe așa. Bune, da? Acolo? Da, da, da. Aici? Nu, nu acolo, nu acolo. Camera, te rog. Vezi că nu am te duci acolo, da, da. Rămâi acolo, iei microfonul. Păi ce mai... Așa, tu rămâi acolo. Imediat, așa. Imediat dăm camera de acolo și începe piesa. Aliona, pregătește-te. Da, da, da. Mă pregătesc. Suntem gata? Da, sunt gata, doar că... Hai, sper că știi piesa. Hai, regia, piesa! Poate nu merge, sper că nu merge. Unică înainte, era lumea mai cu minte și dragostea mai curată. Bine a fost altădată. Cuvintele aveau onoare și faptele o valoare. Ai toate la întâmplare, parcă ar fi de vânzare. Lume, ce-i cu tine, lume? Amintește-ți, lume, cum erai cândva, cu minte și de treabă, lume. Spune ce anume te-a întors pe dos. Arăți cu sus un jos de atâta grabă. Tec foarte bun. Cum e vorba aia? Da. Aproape la fel de bine ca ăsta Kirkorov când își sonoreza propria piesă. Nu, da, te rog să iei loc. Dacă... Ai picat testul. Și acum, doamnă, mă rog. Mi-o asum. Eu am impresia că... Să fie ea mai bună. De ce? Ia să schimbă. Ea trebuie, trebuie acolo. Da? Da, da. În picioare să te vadă lumea. Crezi că mie mi-a fost mai simplu? Hai, să-l vedem pe domnul Ghenadie. Julieta! Julieta, coboară de la balcon, Julieta mea! Te iubesc, Julieta! Băi, nu știu, el a jucat cândva al meu Julieta, sunt varza la capitolul ăsta. Exact așa făcea și cu mâna așa și zicea și spunea. Și Julieta avea doi copii, unul mai înalt decât ea, dar deja, Julieta, da, te salutăm din Canada. Dacă ne auzi, ne vezi. Ce s-a întâmplat? Elveția. Domnul Gălbuie. Elveția, pardon. Nu, a fost dacă ieșeam eu așa în scenă, dacă așa arătam în scenă, era oribil. Atunci nu s-ar mai fi vândut biletele la teatru. Da. Așa, și ultima? Da. Vai, dar ne-ai pregătit multe lucruri. Tot va trebui să intrați în pielea celuilalt, dar doar să vă imitați emoțiile. Deci, okay. Hai să începem de la domnul actor. Da. Emoțiile Alionei? Da. Trebuie să o imiți. Cum e Aliona când e supărată? Un gest, o ceva. Este foarte... nu știu, așa... deci obligatoriu trebuie să întindă mâna și să fie foarte explicită în momentul în care vorbește cu Ruxanda și explică că dacă... nu ascultă. Vezi, am pus-o pe Ruxanda, adică nu are probleme cu mine, are probleme cu Ruxanda. Eu am observat, dar am transferat probleme. Hai, Aliona, cum e Ghenadie când e supărat? Ghenuț nu vorbește foarte mult când este supărat. A zis doar ce are de zis, în două cuvinte. Și aici toată lumea a tăcut, pentru că de obicei el este foarte blând, prietenos, zâmbitor, jucăuș cu toată lumea, cu fetele și așa mai departe. Ori dacă este supărat, s-a auzit, s-a văzut, s-a simțit și gata. Toate umblăm în vârful degetelor ca să nu deranjăm.
Dar asta se întâmplă extrem de rar, ca să înțelegi. Adică suntem plicticoși acasă când începem. Așa. Hai să rămânem la tine la următoarea emoție. Okay. Cum e Ghenadie când e, hai să aleg una mai... revoltat? El este un tip diplomat și când este revoltat... Este la fel de calm. Da, este foarte înarmat cu toate argumentele, așa că el știe să pună punctul pe i, să explice, să spună, să zică și iar să ia încet și iar după aia să convingă și iar să revină la calm și tot așa, în valuri, știi? Așa. Dar până la urmă, dacă reușește să convingă persoana respectivă de ceva, e... Că iarăși în funcție de situație, pe cine sunt revoltat, da? Dacă sunt revoltat... Pe situație, uite, a parcat legată de familie? A, păi nu, asta ce treabă are familia? Adică nu-mi permit luxul să mă refulez da, asupra familiei, că nu au nicio treabă. Deci bun, încerc să mă... Așa. Să mă țin în mâine. Dacă sunt în trafic, da, și familia este în mașină, ies din mașină, o las în mijlocul străzii, merg la 50 de metri, urlă o dată și revin. Nu, glumim. Ai, Doamne, eu deja mă îngrijorez. Da, dacă n-ai fi zis că glumești, nu. Da. Hai eu să... ies cu o cană cu apă, îl stropesc, ne revenim și am venit înapoi și continuăm drumul. Hai, Ghenadie, cum e Aliona când e revoltată? Eu încerc să totuși să nu să arunc gaz pe foc, încerc cumva să o calmez, dar iarăși în funcție de starea ei, că dacă e foarte, foarte revoltată, mai bine mă firesc, știi? Și o las așa să se calmeze. Primele noastre tentative de a studia la pian cu Roxanda erau, știi cum, război mondiale. Deci când intram noi în odaia unde studiem, se încuie ușa, de obicei, obiceiul ăsta a rămas și până acum, pentru că de obicei vine Norica peste noi, mai strigă, fetele, gata ocupația, veniți să ne jucăm, și are ea planurile. Ori noi, dacă avem de studiat, trebuie să stăm acolo izolate. Și încuiem ușa și începea războiul mondial. Ori acum deja ne-am mai calmat, suntem și toată lumea, și gata, ele studiază, gata, ușa. Acum așa, am găsit... Am înțeles, bun. Zic atunci să trecem la emoțiile mai pozitive. Hai, cum e Aliona când e fericită? Cum ești când ești fericită? Sunt foarte calmă și... Ea e ok. Când sunt fericită, da. De obicei sunt fericită după evenimente, pentru că vii acasă și ești atât de fericit că ai reușit ceea ce ți-ai propus și după aia că ești acasă în sânul familiei și ți-e cald și ți-e bine și mă culc lângă el și privim ceva împreună și discutăm și analizăm. Deci astea sunt momentele cele mai faine. Da. În momentul în care reușim ambii să fim seara la o oră suficient de netârzie, ca așa, să zic așa, pentru ca să reușim să acordăm măcar ceva timp ambelor fete, și după aia să avem timp puțin, măcar timp și pentru noi, pentru măcar un început de film, că foarte rar se întâmplă momentul să prindem la capăt, finalul filmului până la capăt. Se întâmplă asta destul de rar? Da. Da. Da, pentru că în suntem... ultimul timp se mai întâmplă așa, că ne pornim ambii să privim și până la urmă mă pomenesc cu cineva care doarme lângă mine. Și aia a doua zi trebuie să-i povestesc de la jumătate spre sfârșit. Așa, bine, și ea nu vrea spune că nu, o să privim până la capăt data viitoare, știi? Adică... tu o să mai uiți odată și încă odată și încă odată până duci filmul la capăt. Vă urez ca în 2022 să vă uitați la un film. Doamne ajută! Asta e o chestie foarte faină. Bun. Hai că nu ne iese asta cu emoțiile, că voi vă povestiți unul altuia calitățile. Da. Și o să trecem la discuția noastră. Din cei mulți ani pe care îi aveți, da, hai să zicem 10 de căsnicie, da, totuși luăm pe așa oficial, care a fost cel mai greu? Așa, ca să... Și au fost momentele foarte, momentele foarte grele au fost când am pierdut oamenii de lângă noi, pentru că asta, în fond, este un moment când ești dezechilibrat total, ești devastat și atunci sprijinul omului de lângă tine este foarte important. Și în momentele alea înțelegi că noi, nu știu cum, ne ajută Dumnezeu să ne unim forțele, să devenim o echipă foarte bine sudată, acționăm împreună, suntem noi, facem o echipă bună, pentru că dacă am reușit să o întindem atâția ani și să meargă totul ok, înseamnă că știm să ne, cumva, să ne montăm unul pe altul, să ne mobilizăm și să mergem, să dăm înainte. Scuze, dar pentru voi vreau să distorsionez cumva întrebarea ta, să-ți spun care a fost cel mai fericit an, dacă îmi permiți. Sigur, urma să întreb și asta. Pentru că cel mai fericit a fost 2020, pentru că a fost pandemie
Și am reușit să stăm, să ne vedem, să avem o vară întreagă la dispoziție, ce plus ceva din primăvară. Bun, evident, pe segmentul profesional a fost dur, dur de tot, dar pe segmentul personal așa am reușit să ne vedem mai mult, să stăm cu fetele, să ne descoperi ce faini oameni sunt. Da. Am stat o oră cu ai mei la masă, am descoperit că stare faină. O persoană cultă, interesantă, pot să și schimb câteva fraze cu ea. Așa. Dar margini de prăpaste din astea în care să fiți la limită? N-am prea avut. Eu mai arunc așa din când în când că dacă treci peste limita asta, divorțezi. Așa. Dar bine, nu, asta e așa o idee ca să înțeleagă că este o limită. În rest, noi nu ne permitem să ajungem până la margine. Noi de obicei discutăm mult mai aproape de mal, ca să zic așa, ca să totuși să prevenim anumite situații neplăcute. Și când înțelegem că e cam pe aici, atunci ne așezăm la masa dezbaterilor și discutăm. Pentru mine, iartă-mă că o să-ți... Divorț. Exact. Nu, ce? Divorțez? Divorțând deja trebuia să o facem. Cel mai important lucru pentru mine a fost că atunci când am născut ambele fete, îți dai seama că eram varză, eram fricoasă, mă temeam de orice și a fost super cool pentru mine că a fost alături de mine Ghenuț. Alta e treaba că n-avea cine să mă ia de la maternitate a doua oară după, o să scot tot ochii toată viața, când am născut-o pe Norica, pentru că era un turneu și atunci un prieten al nostru a venit repede și m-a luat și așa, dar la a doua naștere, care a fost naturală, pentru că prima am avut cezariană, Ghenuț a fost acolo. Și m-am bucurat tare mult că a avut curajul să stea acolo, să fie alături de mine, deși vedeam că Sermanul trece prin toate stările lumii. Ori la prima naștere la Roxanda, primele ore ale copilului pe care le-a petrecut în această lume, le-a petrecut alături de tatăl ei, care i-a cântat fata mami, fata tati, îi includea o lampă acolo, trebuia să apese pe un buton ca, Doamne ferește, acea lampă să nu se stingă, știi? Copilul să stea sub acea lampă. În fine, era o poveste întreagă și după aia vine Ghenuț la mine și zice, scoală femeie, că de când ai născut copilul ăsta, de când s-a născut pe lume, doar cu eu stau cu el. Vezi, nici aici nu ți-a răspuns la întrebare. Nu-i nimic, m-am obișnuit. Trebuie să încheiem și să ascultăm pe Aluna cântând, dar înainte de asta, vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi la noi împreună, pentru că am savurat un pic din prezența voastră, dar trebuie să vă dau și un cadou. Mulțumim frumos! Și dacă tot e ziua asta, măi, toată lumea îmblă cu floricele, baloane și... Hai spuneți-vă câte o chestie drăguță. Eu urmează să-i fac o declarație de dragoste prin piesa pe care am făcut-o împreună cu Radmila Popovici Paraschiv și Oleg Baraliu. Chiar pe bune m-am gândit la el când am făcut acest text și cumva l-am dedicat în totalitate, din capul părului, din părul capului până în vârful picioare, nu știu cum să zic. Din vârful degetului până în vârful creșterii. Ți-am dedicat-o toată, da, exact, ți-am dedicat-o... Cuvânt cu cuvânt și virgulă cu virgulă. Aliona Triboi. Da, ziceți. Ești cel mai frumos lucru care putea să mi se întâmple de la 2012 încoace sau de pe data de 6 ianuarie 2012. Asta se întâmpla în 2012. Îți mulțumesc că existi și că ești mama copiilor noștri. Nu trebuie să mă spun. Și te invit în continuare să te distrezi în compania mea. Nu vei regreta. Până în iad, merg cu tine. Miri era să zic. Mulțumim tare mult. Hai să ascultăm pe Alun. O bucurie și un regret.
scris frumos și permanent. Eu, o mângâiere, un fior, tu, a mea putere, al meu zbor. Noi, un început fără sfârșit. Sărbătoare ar fi și oriunde ați merge, trebuie să aveți în garderobă o rochie de tip bandage. Se potrivește pentru mai toate siluetele și pune în valoare fiecare atu. Vedem o colecție frumoasă chiar acum. Deja de câțiva ani, rochia bandage rămâne a fi o piesă obligatorie în garderoba oricărei femei. Indiferent de siluetă, această rochie îți va scoate în evidență toate atuurile. Sunt apreciate și au fost apreciate întotdeauna, pentru că o rochie mulată este febreța fiecarei femei și își merită un loc de onoare în garderoba noastră, fetelor. Pentru că ați văzut ce efect are. Fie că aveți un patiș sau vreți să vă încălziți iubitul cu la o cină romantică sau la o ieșire cu fetele, nu contează, pentru că ele sunt toate diferite, mai provocatoare, mai cu minți și elegante, cu decupaje, cu aplicație, una mai frumoasă ca alta. Deci e imposibil să nu satisfacă gusturile femeilor, pentru că sunt foarte și foarte diverse. Dacă îți dorești o apariție spectaculoasă cu o astfel de rochie, cu siguranță nu vei da greș. Aș merge, cred că, la orice eveniment de tip zi de naștere, nuntă, eveniment de modă, da, și aș purta-o oricând. Dar cum te simți mie acum? Că e mulată, bună oară îți strânge pe unde nu trebuie și îți conturează unde trebuie. Mă simt foarte sexy, foarte feminină, în primul rând. Este o rochie care evidențiază foarte bine formele unei femei. Și de aceea eu cred că este cea mai bună alegere pentru oricine. Oh.
și senzuală nu doar în rochie. O ținută incendiară poate fi formată și din două piese. Avem un costum din catifea și cu franjuri din pietre, pentru că sunt la mare căutare în acest sezon. Într-adevăr, este o ținută foarte frumoasă, dar eu aș vrea să vedem și spatele minunat. O să te rog? Da. Deci... Cum și-am spus, cu decupaj mai scurte, mai lungi, mai cu diferite aplicații, mai liniștite. De care vreți, fetelor? Mona Lisa vă bucură ochiul și sufletul de fiecare dată. Da, și bine, e exact pentru găsit. Ziua îndrăgostiților, acum mă gândeam, știi? Eu cred că e perfectă. Toți cu fluturași, inimioare, apucători, da. Sau rămâi cu mine, sau... Alo! Dar eu, de fapt, nu așa vroiam să încep, vroiam să zic, oh, salut la toată lumea și vreau să mulțumesc băieții din echipa voastră de filmare, cei care stau după camere, pentru că
e una să cânți așa frumos și să dai bine la ecran și altceva când vezi că oamenii care stau după cameră de fapt au energie și așa dau din cap și dau din picior, zic, a, ok, înseamnă că totuși are un efect. Are un efect, da. Mulțumesc, băieți. Da, și eu m-am distrat. Băieți, dar tu eu... Tu nu așa te-ai distrat ca băieții, tu mai scăpai când filma camera. Fetele se distrează altfel decât băieții. Aici ai perfectă dreptate. Și ei dau din cap, dar eu altfel mă distrat. Tu te distrai așa lăuntric, eu am înțeles. Ce mai faci, draga mea? Tu ai avut COVID de curând sau mi s-a părut mie? Da, am avut, a trecut din fiecare COVID. Mie mi se pare că eu am ceva... Din fiecare, tu faci o colecție. Sau ce? Din fiecare COVID, mie mi se pare că eu am de învățat câte o lecție. Nu mă întreba care lecție a fost de această dată, care a fost lecția de data trecută? Lecția de data trecută, din anul trecut, a fost mai puțin să mă gândesc și mai mult să acționez. Lecția de această dată a fost atunci când nu vreau să mă ridic din pat, nu înseamnă că sunt lenoasă. Pentru că într-o bună dimineață, într-o zi de vineri, m-am trezit mai târziu ca de obicei și mi-am zis, vai, ce s-a întâmplat, parcă am dormit ok, dar m-am trezit mai târziu decât am avut nevoie și nu pot, nu vreau să mă ridic din pat. Vai, trebuie să mă iau în mâini, pentru că eu sunt o fată harnică. Și de fapt, vorba era despre COVID și atunci când îți asculți corpul, organismul, când îți asculți corpul, îți dai seama că de fapt nu ești nenos niciodată. Doar există perioadă când poți să ai resursă, când poți să nu ai resursă, când ești mai ok, când ai nevoie să te odihnești, să te recuperezi, cred că despre asta a fost. Da, bun, există oameni leneși cronic, știi, da, asta e mi-ar fi interesant să aflu de ce, pentru că după orice lenevie mai stă ceva. M-am gândit niciodată la asta. Dar să știi că da, ai dreptate. Sunt zile în care poți să zbori la câtă energie ai, dar sunt zile în care nimic nu-ți iese și te pornești. A trecut ușor sau da, mai dificil? Da, a trecut ușor, foarte cumva așa repede și mult mai repede decât data trecută. Poate ar fi cazul că sunt vaccinată, poate ar fi cazul că tot mă pregăteam de concertul care trebuia să fie pe 19 februarie și deja am și intrat în repetiții după ce am trecut de COVID, dar s-a îmbolnăvit altă lume și de asta cumva suntem nevoiți să transferăm acest concert de pe 19 februarie. Nu mai e pe 19. Nu este pe 19, va fi pe 2 aprilie. Atențiune pentru toată lumea, cei care ați cumpărat bilete, concertul nu se amână, doar se transferă pe 2 aprilie, atunci când va fi toată lumea și din echipă și din bine, cei care vor să vină la acest spectacol sănătoși. Da, presupun că gata, la voi era cam totul pregătit. Da, exact, eram cam pe ultima sută de metri și... Cred că lucrurile iese așa cum trebuie să fie și fiecare timp se dă pentru ceva. Și am zis, ok, ne conformăm și de această dată. Este bine să, în afara frustrărilor, să știi, să le accepți, să zici, ok, acum la moment nu sunt mulțumită, ce am de făcut cu asta, am timp în plus, înseamnă că trebuie să-l umplu cu ceva și ok, pe 2 aprilie, să fie pe 2 aprilie. Așa. Costică, închidem casca. Mulțumesc. Așa. Concertul ăsta are un generic frumos pe șoselele, șoseaua dragostei, corect? Nu. Dar e frumos cum ai spus tu. Dar de fapt se numește pe șoseaua jazzului. Cine a scris acolo? -20 de euro din salariu. Să revenim. Pe șoseaua jazzului. De ce se numește pe șoseaua jazzului? Pentru că în programul acestui concert vor intra și piese de jazz clasic, vor intra și piese de funk, dar și vor intra piese de etno-jazz. Piese de etno-jazz și una din ele se numește Pe șoseaua armenească, este o piesă veche, lăutărească și noi... Nu doar piesa asta, dar și alte multe piese populare sau lăutărești, le vom prezenta într-o nuanță de jazz. Și cumva am hotărât și în denumirea concertului să se regăsească și denumire de jazz, această nuanță proeminentă de jazz, dar și să fie cumva acea culoare de-a noastră.
Așa. Eu cred că oamenilor le-a fost dor să te vadă cântând jazz. Și ție, nu știu dacă ți-e dor că tu-l cânti. Acum nu-l cânti neapărat în fața tuturor, dar presupun că îl cânti oriunde și oricând. Concertul, din câte am văzut, sper că nu e un alt 20 de euro minus. Încetişor, da. Nu te grăbi. Așa. E la Eugen Ionescu la teatru. Exact. Așa, da, este, așa, plus bio. 20 înapoi. Concertul va fi la teatrul Eugen Ionescu. Acolo unde am mai făcut și alte concerte, și spectacole, și alte proiecte. Concertul va fi la ora 7 seara. Gata, da, am înțeles, m-am prins. Nu, eu am văzut pe Șoseaua Dragostei, pe cuvântul meu de onoare, nu și știu. Și fine. Da. Ce vrea să-ți spună ceva există, da, ceva există. Și mă gândeam că acum dacă s-a amânat, face Dragostea în aprilie. Da, Dragostea poți o marchezi oricând, adică eu cred că Dragostea este despre fiecare zi. Iar ziua de 19 înapoi. Iar așa. Ziua de 14 o să creadă lumea că suntem în reluare. O să creadă lumea că am băut că am filmat în timp. Iar ziua de 14 februarie mi se pare un prilej foarte frumos, cumva să dăm refresh la această dragoste și de asta vreau toată lumea să felicit și să vă simțiți în această zi deosebit. Iar de mâine, să nu uitați că dragostea, de fapt, este și mâine. În fiecare zi. Exact, este despre fiecare zi. Ce e pentru tine dragostea? Că asta voiam să o las la final, dar deja dacă te-ai apucat tu de tema asta. Da? Ce e dragostea și cum o simți la vârsta asta? La vârsta, la vârsta mea de 150 de ani. Doamne, cum a sunat asta, într-adevăr. Uite, îmi pare foarte rău că așa a sunat, dar și nu, pe mine, dacă okay. m-ar întreba cineva la vârsta tu, asta, da, adică, câți ani ai tu, dar eu cred că e o întrebare foarte faină, cam pentru că aș putea să întreb și pe feciorul meu la 18 ani, ce e dragostea pentru el la vârsta lui? Corect. Sau ce înseamnă dragostea pentru un copil de 5 ani? Pentru mine, dragostea înseamnă acceptare, gingășie, dialog, bucurie, călătorie, grijă. Oho, cam mult înseamnă dragoste pentru tine. Dar pentru tine? Dar pentru mine dragostea e copilul și soțul meu, foarte simplu. Ok, și ce îți aduc ție copilul și soțul tău? Păi da, dar vezi că facem un rezumat acum. Am înțeles. Da. Dacă ai vrut să auzi un rezumat, eu cred că pentru mine dragostea este tot ce mă înconjoară. E ok? Așa mai gine? Super, super. Okay. Tot ce mă înconjoară deloc nu-i general, adică e strict la obiect. Bun. Ce m-a uimit pe mine un video cu tine iarna asta pe Osanie? Eu am rămas șocată, deci eu, mine mă durea capul. Tu ai rămas șocată? Eu am rămas șocată. Tu n-ai mai făcut așa ceva? Adică eu mă gândeam cu tu experiență. Deci eu a fost prima asta. Dată în viață. Când a fost prima dată în viață, sorry, în care eu m-am uitat la o video de vreo 3 minute și m-am uitat până la urmă. Nu vinea să cred ce văd acolo. Deci, da. Ce vreau să-ți spun este mult mai fain decât în copilărie. Da? Deci este senzațional ca și emoție. Este... este atât de copilăresc. Este un pic periculos. Acum sincer. Am văzut să zic eu, unde vezi tu copilăresc este, acolo extrem. Este periculos, dar dacă știi să stăpânești corpul tău și Sania, uh-huh. e ok. Dar dacă nu știi, să stăpânești poți să pleci Sania, mod să nu mergi brazii. Așa, e bună asta, da. N-ai pupat nicio gard? Nicio gard, no, mă rog, ce no, e acolo? No, no, niciun no, brăduț? No. Deci, de fapt, nu este chiar atât de periculos dacă nu ți-e frică în orice moment să cazi în zăpadă. În general, puteți zice, nu e periculos deloc dacă nu ți-e frică de moarte. Adică... Foarte corect. Da. Foarte corect. Frică, și foarte nu... simplu, de fapt. Așa, asta înseamnă, asta s-a întâmplat, ai fost la munte? Da, am fost la, la munte pe câteva zile după tot lucrul pe care l-am cine? Avut. Prieteni? Am fost cu colega mea, am hotărât că vom face așa un team building, mica noastră companie cu colega mea de lucru. Am lucrat până la jumătatea lui ianuarie și spre a doua jumătate de ianuarie am plecat să ne luăm un pic de răgaz și să ne umplem de energie și putere pentru un an nou. V-ați umplut de energie, putere, ce urmează anul ăsta? Ce vrei să... Anul acesta urmează câteva proiecte muzicale,
anul acesta urmează și mai multe rochi, pentru că deja se mărește numărul de cliente și cerințele pentru modele noi. Anul acesta urmează câteva călătorii și festivaluri și câteva evenimente faine de care mi-e dragă și dor peste hotare. Colegii de energie mă întreabă unde a fost asta, unde e la Foarte Mărchi. Simplu, la Bucovel. Vă vine să credeți? La Bucovel. Da. Și vreau să ne zici dorința ta cea mare pentru acest an, care a început, bun, a început deja de o lună jumate, dar am în vedere că noi n-am discutat. Ce știi cum o să facem? Eu acum nu o să-ți spun dorința mea cea mare, dar cineva o să ne dea un pix și o scrii pe foaie și o lași. Exact. Eu am să scriu pe foaie, o să o închidem, o să o ascundem undeva, exact până la această dată și la anul viitor. La dată? Adică? Da, peste un an. Aha. Peste un an o să ne întâlnim. Exact cu același mesaj. Tu o să mă întrebi deja despre ce am realizat în... Și tu o să-mi zici că ți s-a împlinit dorința ta cea Da mai. Sau nu? Eu cred că așa este mai fain. Mă, tu ești psiholog, adică crezi că dacă nu spui se împlinește? Adică există o energie? Nu, eu nu pot să spun exact în așa o cheie, dar undeva mie mi se pare, dar nu pentru că sunt psiholog, dar undeva mie mi se pare că pronunțând tot mai des lucrurile pe care ne le dorim să le facem sau ni le dorim, de fapt cumva risipim o parte din energie și din organizarea noastră. Și de asta cumva unele lucruri totuși, nu fiind psiholog, dar din înțelepciunea strămoșilor, am ajuns la concluzie și eu că unele lucruri totuși trebuie să ne lăsăm doar pentru noi. Da, se zice că fericirea iubește liniște. Eu nu știu, toată lumea iubește liniște și fericirea inclusiv uneori, pentru că în prea multă gălăgie uneori te pierzi. Da, și nu și este doar despre, nu este doar despre fericire. Bun, copiii plecați? Copiii sunt au fost bine. În vacanță? Da, au fost în vacanță, copiii sunt bine, învață, mă mândresc de ei. Cu siguranță și ei se mândresc de tine, cum altfel. Getanu, îți mulțumim tare mult cu mare drag. Pe la noi. Eu vă mulțumesc și vă aștept pe două Așa, aprilie. Stai că am un cadou să-ți dau, măi. Uit tot timpul de cadourile astea, scuzați. Mulțumesc mult. Deci, pe 2 aprilie, la da, Eugen Ionescu, pe șoseaua jazzului, nu a dragostei. Dar o pe să fie și jazzului la... Pe șoseaua jazzului, jazzului, la 2 aprilie, la ora 7 seara, la Eugen Ionescu. Geta Burlacu vă așteaptă, da. Iar noi continuăm. Anul acesta, tunsorile sunt diverse, îmbinând mai multe stiluri în funcție de lungimea sau volumul părului. Dacă nu știi încă ce tunsoare să alegi în 2022 pentru a fi în trend, hairstylistul Andrei Cocieru vine cu câteva sfaturi în reportajul ce urmează. Dacă ai un păr lung și bogat, tăietura dreaptă sau în unghi se numără printre trendurile anului 2022. Se poartă anul acesta linia dreaptă. Linia dreaptă perfectă, cu puține forme, doar o linie dreaptă, fără breton, fără nimic. Un păr bogat pe spate. Linia poate fi ruptă la vârfuri, dar cu accente de tăietură dreaptă. Fixă. Se mai poartă în 2022 unghiul sau forma ovală la spate. La fel sunt foarte îndrăgite aceste forme și sunt solicitate deoarece ne dau lungime. Fetele care nu au un păr lung, datorită acestui unghi, aceste forme ovale, obțin o iluzie de păr lung. În 2022 nu renunțăm la bucle, în special la bucle de mare, iar pentru volum în ajutor ne vine tunsoarea în scări. În acest an se mai poartă și părul scărit, dacă vorbim de părul lung. La fel se poartă părul scărit pentru că fetele preferă buclele și bucla, avem diferite feluri de bucle din cele ce le-am prezentat. Avem bucle beach, care sunt mai mult bucle de plajă, pentru că fetele iubesc bronzul și preferă
preferă, mai ales cele care au un păr natural, ondulat. Este un păr care nu-i face nimic, dar mai ales dacă îl bagi în apa aceea sărată, îi dă un efect așa mai special, un efect din tendințele 2022. Acest efect se poate obține și dacă ai un păr drept, cu un spray care conține sare, apă de mare, îl aplicăm pe părul nostru, ondulat ușor cu ondulatorul sau cu placa, aplicăm la sfârșit acest spray și obținem acele bucle de mare. Deci avem bucle bine definite, la fel care se poartă în acest an, de aceea tunsorile scărite pe părul lung sunt în vogă. Totuși, rămân în vogă și tunsorile scurte. Dacă vorbim despre tunsorile scurte, în anul acesta se poartă bobul lung, un pic mai lung decât de obicei, se poartă careul, la fel un pic mai lung decât de obicei, decât anul trecut. De ce? Pentru că optăm pentru bucle. Optăm pentru bucle și buclele la fel se păstrează vreo 2-3 zile, depinde să cât de repede se îngrașă părul. Noi avem posibilitatea să purtăm acel păr coafat pe un care sau pe un bob. Iar dacă ai suficient curaj, în 2022 poți opta pentru o tunsoare pixie. Avem tunsoarele și mai scurte, tunsoarele pixie, care la fel sunt în vogă în anul acesta. Dacă bobul îl preferăm un pic mai lung sau careul un pic mai lung ca să obținem niște bucle frumoase, pixie ne oferă anul acesta ceva mai scurt decât pixie, mai scurt decât de obicei, chiar și cheală, adică fetele foarte frumoase care vor să dea, nu știu, o împrospătare părului, nu știu, vor să facă niște schimbări în viață, adică și cheală la fel se poartă, se acceptă în 2022. Anul acesta se poartă bretonul în special de mirese. Ceva nou a apărut acum în tendință, miresele cu breton. Dacă o să dați în căutare, o să vedeți că sunt în top miresele care au breton și se păstrează tendința de anul trecut de a purta ușor niște bucle ușoare. Cineva vine cu bucle mai cu un diametru mai mare, cineva unul mai mic, mai legere, practic căzute, dar bretonul este în top. Dacă vorbim despre un păr prins, coafurile grecești la fel sunt tendința asta, tenta asta grecească, participă în coafuri și în anul acesta, o împletitură cumva asimetrică, cumva foarte ușoară, înlocuiește coronița. Anul acesta mai este în top ceva așa mai diferit față de anii trecuți, se mai poartă două voaluri. Adică ca să dai o senzație de ceva un pic mai bogat. Dacă optăm pentru voal, să punem două voaluri cu dimensiuni diferite sau dacă nu optăm pentru voal, să împodobim coafura cu mai multe bijuterii, să fie mai bogat, așa mai luxoasă. Totuși, tendințele sunt create nu doar pentru femei, de aceea bărbații care doresc să fie în trend pot opta pentru părțile laterale să fie scurte, partea de sus să fie aranjată cu un gel, o cremă, așa mai aerisit, mai natural. Mulți bărbați preferă partea de sus să o lase mult mai lungă, chiar să opteze pentru o ondulare chimică, ca să aibă un pic creț și să folosească un spray care conține sare și să dă un efect de plajă. Indiferent de tendințe, nu uităm să ne îngrijim părul. Nu uitați, protecția pentru placă, pentru soare, pentru uscători, este foarte important să folosiți. De fiecare dată, atunci când aplicați un produs pe păr, folosim uleiul pentru vârfuri, pentru că vârfurile au nevoie să fie hrănite mereu și acea tunsoare valoroasă pe care voi o faceți câteva ori pe an merită să fie apreciată. Un șampun și un balzam pentru un păr normal, dacă aveți un păr nevopsit sau dacă aveți un păr vopsit care nu vă dea bătăi de cap, folosiți un șampun clasic pentru toate tipurile de păr. Dacă aveți un păr vopsit și vi se duce repede vopseaua, culoarea, folosiți o mască pentru păr vopsit, o mască regenerantă și o mască hidratantă. Le puteți folosi peste o dată. Pe fiecare o luați în rând și șamponul pentru părul vopsit. Au devenit rapid unul dintre cele mai urmărite cupluri în mediul online de la noi. Secretul lor a fost faptul că se îmbracă la fel, dar și dragostea pe care și-o poartă. În continuare îi vedem pe Ilie și Tatiana Maxian într-un test hazliu al sincerității în cuplu. Sunt împreună de 15 ani, au 3 copii minunați, fac mai totul împreună, chiar se îmbracă la fel. Dar oare cât de bine se cunosc Ilie și Tatiana Maxian urmează să aflăm astăzi? Și asta pentru că am pregătit un test pentru voi.
cu câteva întrebări la care trebuie să răspundeți pe separat, după care să comparăm răspunsurile să vedem dacă coincid. Sunteți pregătiți? Da. Da. Bine, să procedem. Așa, prima întrebare, dar vreau să nu vă uitați așa cumva, să știi? Așa, să nu vedeți, da. Unde ne-am sărutat pentru prima dată? Unde v-ați sărutat pentru prima dată? Da, o să scriți acolo pe foaie răspunsurile, după care o să ni le arătați. Interesant, chiar mi-o scrie. Crezi că știi? Da, și eu ascund așa. Nu copiem. Așa, hai să vedem. La Moscova, fabrica Catiușa. La Moscova, wow, așa. Bine, Tatiana a fost mai exact, a răspuns. Da, așa, trecem la următoarea întrebare. La ce oră s-a născut primul copil? Ia să vedem aici cum stau lucrurile. Vreau să ne arătați. Păi da, când ne-am dus, când a născut. Gata, da, dar răspunsul este dat. Este ia să vedem. Plus minus. Hai. Așa. La 15:20, aici avem la 1:25. Cu două ore mai devreme, Ilie, la tine. Da, asta Tatiana era în șoc, cred că încă nu ține minte mai corect. Eu țin minte exact, pentru că eu am asistat cu ea acolo și țin minte precis că era ora 1:25 de minute. Tatiana, cum vine asta? Înseamnă că eu am crucat cu Ianis, că Iliușa l-am născut la 11 noapte. Asta se întâmplă când ai 3 copii. Și-mi pare rău. Deci, deocamdată câștigă Ilie. Bun, mergem mai departe. Așa, următoarea întrebare. Cel mai romantic moment din relația voastră? Care a fost? Vreau să văd aici dacă coincid răspunsurile. Așa, hai să arătăm și celor de acasă. Așa, la Ilie Tenerife și la Tatiana sunt multe. Una din ele este când am început să cântăm în doi. Wow! Așa, bun, hai, de ce Tenerife? Pentru că Tatiana foarte mult și-a dorit să călătorim și prima noastră călătorie a fost în Tenerife și ne-am simțit acolo ca în rai și socot eu să o fac fericită permanent, să plecăm doar unde îți dorește ea. Și asta eu cred că e o plăcere foarte mare a ei și plăcerea ei e plăcerea mea. Și la tine răspunsul e când ați început să cântați în doi. De ce? Da. Fiindcă eu îmi doream de foarte mult timp să cânt, dar aveam eu cumva un blocaj oarecare, nu aveam tăria asta de caracter, încrederea asta în sine și iată, la un moment dat a venit momentul mult așteptat să cânt și eu. Următoarea întrebare. Cât cântărește fiecare dintre voi? Tu, Ilie, trebuie să-mi spui de Tatiana și respectiv tu, Tatiana, spui cât cântărește Ilie. Eu știu răspunsurile, ia să vedem. Așa. Doar 52 de kilograme, Tatiana. Și Ilie de două ori mai mult. Bun, aici fiecare ați răspuns corect. Mergem mai departe. Care este felul de mâncare preferat? Așa, bun, hai să vedem. Tort. Tortul, așa și zeama. Mie foarte tare îmi place zeama, pentru că cărnuri și se mănânci și, mă rog, la evenimentele este private mai mult care și cum faci cărnărit, dar zeama pentru majoritatea din muzicanți, asta e cea mai preferată mâncare. La Tatiana, tort? Tort preferi tu? Sunt dependentă, da, de dulce și el știe că la orice eveniment, anume să fie, dacă tortul este de casă, el se duce frumos și cere pentru mine o bucată de tort. Prima vacanță în care am fost cu toată familia împreună. Ucraina. Corect, aici este corect. Mai departe. Stilul muzical preferat. Ce muzică ascultă fiecare? Haideți să vedem dacă am răspuns corect. Așa. Bine, dacă la Tatiana este mai clar muzica populară, cumva la tine e foarte vag muzica modernă. Mă, îmi place muzica modernă, Tatiana.
Iani, pentru că ea muzică populară nu prea o ascult, dar eu sunt nevoit, mie îmi place foarte tare muzica populară, dar sunt nevoit să ascult ceea ce îi place Tatianei. Ia zi-mi, Tatiana, bifăm ca corect muzica modernă? Da, las fie. E mixată, eu iubesc și rap și trap și house și toate amestecăturile. Tot ce e modern și tot ce este nou, practic toate le știu. Astăzi este 14 februarie, voi sunteți de 15 ani împreună. Pe scurt, care este secretul, nu știu, unei relații de succes? Stima, unul față de altul. Grija, foarte mult contează grija, atenția. Atenția. Da, dacă te gândești doar la tine, ești normal că nu o să fie succes. Atât pentru astăzi, dar și pentru acest început de săptămână. Ne revedem mâine la aceeași oră. O seară perfectă vă doresc și o săptămână frumoasă. La revedere!